Suntem în 1991, iar Archer îl duce pe fiul său Michael la o plimbare cu caruserul. În apropiere, criminalul Castor instalează o pușcă cu lunetă, iar glonțul îl lovește pe Archer în spate, apoi trece prin el și lovește pe Michael în cap. Tatăl și fiul cad la pământ și Archer devasta se agață de fiul său muribund, în timp ce Castor este în stare de șoc pentru că a ucis un copil. Șase ani mai târziu, Archer este șeful biroului FBI din Los Angeles și nu a încetat niciodată să-l urmărească pe Castor, care se dovedește a fi un terorist profesionist. În prezent, Castor pretinde că este preot pentru a se strecura în centrul de convenții din Los Angeles, unde asamblează și activează o bombă uriașă care va exploda în câteva zile. La biroul FBI, Archer este informat că Pollux, fratele lui Castor, tocmai a închiriat un avion cu reacție pe aeroportul local, așa că Archer ce spune media lui Titus să plaseze un agent sub acoperire în avionă, deoarece Bolux nu zboară niciodată fără Castor. La aeroportul local, Polux și oamenii săi se întâlnesc cu Castor și se urcă la bordul avionului, unde sunt întâmpinați de un agent sub acoperire care se dă drept însoțitor de bordă. În timp ce avionul se pregătește să decoleze, pilotul vede brusc un camion pe pistă care se îndreaptă spre ei, în timp ce Polux observă mai multe mașini de poliție și un elicopter. În acel moment, agentul sub acoperire scoate pistolul și îl îndreaptă spre Castor, dar Pollux aruncă supra și începe să bată. Castor Archer îl amenință apoi pe pilot și ordonă să piloteze avionul. În acel moment, Archer continuă să urmărească avionul cu mașina sa, dar în ultima secundă reușește să facă o întoarcere. Ușa avionului se deschide și Castor o împinge pe fata afară, omorându-o cu un foc de armă. Archer oprește media duba și sare în elicopter, făcându-l pe Castor să-l amenințe pe pilot să decoleze. Cu toate acestea, Archer continuă să lovească avionul cu elicopterul, iar pilotul nu reușește să se retragă, iar flapsurile se rup complet. Castor trage în elicopter pentru a-l face să se retragă, dar Archer răspunde trăgând în motoarele din stânga, făcându-le să explodeze. În acel moment, Castor îl ucide pe pilot și prea comenzile, dar este nevoie să se pună la dăpost, înainte ca avionul să se prăbușească în angar cu explozie uriașă. Mai târziu, Archer se alătură colegilor săi într-un schimb de focuri aotic împotriva lui Castor și Polux. Mai mulți agenți își pierd viața, deși unul dintre ei își pierde doar urechea. Agenții continuă să tragă, în timp ce îi urmăresc pe frați până în adâncul angarului, iar Archer lovește o țeavă, astfel încât exploze de apă apoi face pe fră să se despartă. Acest lucru le permite celor doi agenți să-l atace pe Polux și să-l aresteze. Castor vede că Polux a fost arestat și cere ajutorul, dar îl ignoră și intră în angar în timp ce Archer îl urmărește. Dintr-o dată, Archer îl aude pe Castor cum își reîncarcă arma și observă un alt agent în linia de tragere, dar când strigă un avertisment este prea târziu. Castor îl ucide pe agent și Archer îi postează. Ambii bărbați schimbă câteva focuri de armă, în timp ce încearcă să se pună la dăpost și când un alt agent încearcă să-l ajute, arcerul îl trântește la pământ, iar Castor îl lovește. Archer îi postează și cei doi continuă să tragă până când rămân fără muniție. Amândoi se grăbesc să-și reîncarce armele și în curând schimbul de focuri se După ce sare pe o rampă, îl surprinde pe Castor din spate și îl prinde, dar Castor deși îl provoacă pe Archer să-l împuște. Amândoi se ridică și rămân blocați într-o confruntare mexicană, iar Castor profită de ocazie pentru a se lăuda cu bombasa, dar arcer crede că este un blef. Castor face apoi comentarii nepotrivite despre fica lui Archer Și încearcă să-l împuște Doar pentru a constata că a rămas din nou fără muniție El cade în genunchi Dar de fapt este pe cale să scoate un cuțit se ridică brusc în picioare, gata să-l înjunghe, dar Archer îl lovește și îl împinge într-o turbină în funcțiune care îl trimite pe castor în zbor, până când se lovește de un grilaj de ventilație și cade, aparent mort. Ulterior, Archer se întoarce acasă, deși situația familiei sale nu este cea mai bună. Fica sa Jamie intră adesea în necazuri, în timp ce încearcă să se regăsească, iar relația cu soția sa este foarte rece și distantă, deoarece el petrece prea mult timp la muncă, încercând să-l captureze pe castor. Pentru că în sfârșit l-a capturat, Archer îi promite lui Eve că îi va cere șefului său să-i dea o slujbă de birou. A doua zi, tot Biroul îl felicită pe Archer, iar acesta le amintește tuturor că trebuie să-și amintească și de genții căzuți. Mai târziu, Archer declară cazul închis pe calculatorul său. El este întrerupt de sosirea agenților Titu și Miller, cu un disc găsit în servieta lui Polux. Bagă discul în computer, și o animație ciudată apare pe ecran arătând schemele bombei, pe care Archer o identifică drept o armă biologică. Archer își dă seama că nu era un blef, dar obținerea mai multor informații este aproape imposibilă, deoarece Polux nu va vorbi decât cu castor despre asta. Ei încearcă să-l interogheze pe Polux în legătură cu acest subiect dar nu reușesc, deoarece Pollux reușește să păcălească poligraful. Disperat după o soluție, Miller îl duce pe Arce la Institutul Walsh, un institut medical specializat în operațiuni avansate. Acolo, Arce este șocat când îl descoperă pe Castor încă în viață și în comă, lucru pe care Miller îl demonstrează, stingându-și țigara pe pielea lui Castor. Directorul institutului, doctorul Walsh și Miller împărtășesc o idee. Ar dori ca Arce să ia chipul lui Castor și să meargă la închisoare pretinzând că este el pentru a scoate informații de la Polux. Arce este sceptic că schimbul de fețe este posibil, așa că că Walsh îl duce în sala de operație, unde laserele construiesc un olop pentru agentul rănit, de asemenea, îi arată lui Archer șoblonul morfogenetic, al cărui interior este modelat după craniul lui Archer, dar are un exterior modelat pentru a semăna cu fața lui Castor, ceea ce înseamnă că nu se va simți diferit. Cu toate acestea, Archer consideră că întregul plan este o nebunie și pleacă. Mai târziu, Archer decide să încerce să interogheze unii dintre partenerii lui Castor. Încearcă apoi să vorbească cu Sasha, iubita lui Castor, care susține că nu l-a văzut pe Castor de ani de zile. Apoi trece la Dietrich, fratele lui Sasha, care se plictisește de toate întrebările și îl insultă pe fiul mort al lui Archer pentru a-l provoca. Furios, Archer îl trântește la pământ și infige pistolul în ochi până când acesta recunoaște că știe doar că bomba va exploda peste o săptămână. După ce îi pleacă, Archer se întâlnește cu Titus și Miller și este de acord să facă confruntarea. Vrea să le spună șefului său și lui If despre asta, dar Miller interzice să facă acest lucru pentru că este o operațiune confidențială, neoficială. Archer decide să treacă pe la el acasă pentru a-și lua rămas bun de la familie, spunând care o misiune, fără să dea detalii, supărând o pe Yves deoarece aminții care muncă diferită. Mai târziu, Archer merge la Institutul Walsh și înainte de operațiune, îi dă lui Titus verigheta sa pentru a o păstra în siguranță. De asemenea, îl face pe Walsh să-i promite că îi va reface cicatricea de la rana de glonț după ce misiunea se va termina, pentru că nu vrea să uite ziua în care muri Michael. Apoi începe operația. Walsh le ia cu grijă fețele și în timp ce fața lui Archer este securizată, cea lui Castor este legată de corpul lui Archer, în timp ce Castor rămâne fără față. Câteva zile mai târziu, Archer se trezește și odată ce îi se îndepărtează bandajele, se spere imediat ce vede fața lui Castor în oglindă, încercând chiar să o distrugă. Miller și Titus îi administrează imediat un sedativ pentru a-l calma. Apoi, Archer observă că vocea lui nu s-a schimbat, dar Walsh rezolvă rapid problema, implantând un microchip în laringele lui Archer, care îl face să vorbească precum Castor. Ceva mai târziu, un grup de gardien vin să-l ia pe Archer și să-l ducă la închisoare cu elicopterul, dar mai întâi este legat la ochi. Când în cele din urmă legătura de la ochi este îndepărtată, Archer se află într-o cameră întunecată, fiind supravegheat de mai mulți gardieni. Directorul Walton îi spune că acum este proprietatea închisorii și că picioarele sale sunt blocate de cizme magnetice care le permit gardienilor să monitorizeze locația fiecărui prizonier 24 din 24, 7 zile din 7 și să-l țină lipit de podea. Archer este apoi dus la cantină, unde prizonierii se olbează la el. În acel moment, Archer îl vede pe Polux, dar înainte de a se putea apropia de el, este atacat brusc de Dubov, un criminal care vrea să se răzbune pe adevăratul castor. Dubov începe să-l bată, dar după ce își trage puțin sufletul, Archer îi postează și îl învinge, deoarece își dă seama că faptul că este castor îi permite să nebunească. La finalul luptei, cizmele lui Archer sunt prinse de pădea, iar Walton folosește un pistol cu electroșocuri pe el, înainte de a-l avertiza pe Dubov de consecințele unei noi încercări. Între timp, la Institutul Walsh, adevăratul castor se trezește brusc și scoate media bandajele pentru a descoperi că este fără chip. Confuz și îndurerat, el se duce la marginea camerei și vede vechea fața lui Archer plutind într-un borcan, așa că își cheamă aghiotanții să-l ajute. Câteva momente mai târziu, Walsh este răpit și adus aici, unde Castor nebunește și la amenință pe Walsh până când acesta acceptă să-i dea fața lui Archer. Înapoi la închisoare, Archer reușește în cele din urmă să se apropie de Polux și să obțină toate informațiile despre bombă. Mai târziu, un gardian îi spune că are un vizitator și Archer este dus în camera inițială. Spre surprinderea lui, Castor apare cu fața lui și arată un articol de ziar despre un incendiu recent care distruge institutul și a ucis pe Wal și pe cei doi tehnicieni ai săi. Acest lucru îl face pe Archer să-și imagineze cum i-au legat și încătușat oamenii lui Castor pe Walsh, Miller și Titus, apoi au acoperit cu benzină înainte de declanșa incendiul care i-a ucis. Castor dezvolă de asemenea că poartă verigheta lui Archer și explică faptul că a distrus orice dovadă pe care Archer ar fi putut să o folosească pentru a-și dovedi identitatea. Mai târziu, Castor se duce la casa lui Archer și aproape că ratează adresa dacă nu ar fi fost Eve care l-aștepta afară. După ce Eve s-a dus la muncă, Castor intră și se uită la jurnalul lui Eve, prin care descopere că Eve și Archer nu au mai făcut nimic de mai mai bine de două luni. Dintr-o dată aude muzică și urmărind zgomotul, o găsește pe Jamie în camera ei fumând o țigară. Castor o privește neliniștit și Jamie se enervează că invadează intimitatea, dar când încearcă să trântească ușa, Castor intră cu forță și ia țigara, lăsând-o pe Jamie stare de șoc. Înapoi la închisoare, Archer află că Pollux a făcut o înțelegere cu Castor și le liberează. Pollux este dus la biroul FBI, unde Castor îi oferă o masă gurmet. După ce toată lumea a plecat, Castor intră în camera de interogatoriu și închide microfonul, amintindu-i lui Pollux că ar trebui să fie spionă. Castor îi propune lui Pollux să mărturisească locația bombei pentru că el să poată deveni un erou. Când Pollux le spune despre bombă, poliția se grăbește să ajungă la centrul de convenții și evacuează clădirea. Castor sosește și el și privește cum geniștii încearcă să dezamorseze bomba când mai are doar un minut și 15 secunde. Tehnicienii explică faptul că este protejată de un întrerupător care va dura mai multe ore pentru a fi spart, iar Castor îi alungă pe toți. Odată rămas singur, el folosește codurile și dezactivează bomba în câteva secunde. Așa cum era de așteptat, Castor devine eroul orașului, iar ar Archer îl vede la știri. Toată lumea de la birou laudă pe Castor, care spre deosebire de adevăratul Archer, primește cu bucurie toate complimentele. Mai târziu în acea seară, Castor îl surprinde pe Eve cu o cină romantică și cei doi devin intimi. În închisoare, Archer disperat își dă seama că singura modalitate de a-l opri pe Castor este să evadeze, așa că cere informații de la un alt deținut, aflând că își poate scoate cizmele, doar dacă este dus la o clinică pentru a primi un tratament. În acel moment, Archer vede un gardian scoțând un pachet de țigări și are o idee. În acel moment, se apropie de ofițer pentru a-i cere o țigară și când Gardianul îi ordonă să se întoarcă la rând, Archer îl lovește cu pumnul. Acest lucru declanșează o bătaie cu alți câțiva gardieni, în timpul care Archer reușește să fură țigară. În cele din urmă, gardienii la pucă și îl târăz la clinică, unde deținutul Dubov primește tratament de șoc după ce a început o altă bătaie. După ce termină cu Dubov, îl scot afară și îl înlocuiesc cu Archer. Acesta îl convinge pe Walton să-i aprindă țigara și în timp ce îl ducă în siguranță, Archer îl provoacă pe Dubov, spunându că familia sa l-așteaptă. Dintr-o dată, Dubov îl atacă pe Walton și în timp ce gardienii îl urmăresc, Archer se liberează de pe scaun, arzându-și răpitorul cu țigara. Ușile liftului se deschid și apar mai mulți gardieni, apoi îl împinge o targă împotriva lor, dezarmându-i. Archer și Dubov Dubov sar apoi pe pasarelă și încep să fugă, lovind toți gardienii din calea lor, în timp ce în sala de exerciții zbucnește o revoltă. În cele din urmă ajung în camera de control și Dubov continuă să se luptă cu toți gardienii, în timp ce Archer stă la calculator și supraîncarcă sistemul de securitate. Dubov este lovit și cade de pe margine, așa că Archer se grăbește să-l apuce de țeava armei sale. Încearcă să-l tragă în sus, dar Dubov alunecă și moare. Mai târziu, Archer se îndreaptă spre acoperiș, unde descoperă că închisoarea este o platformă petrolieră offshore. În acel moment apare un elicopter, iar Archer sare de pe platformă în timp ce mitraliorul deschide focul. Archer ajunge pe puntea următoare, în timp ce elicopterul vine după el, și în timp ce Archer se ascunde în spatele unor cutii de ulei, un glonț provoacă o scânteie care aprinde picioarele lui Archer. El scoate rapid șosetele, înainte de a sări în ocean, și cum nu iese la suprafață, piloții cred că este mort. Între timp, Eve este supărată de vestea că soțul ei a uitat de ziua de naștere a lui Michael, iar Castor este târât la cimitir pentru a vizita mormântul lui Michael. Mai târziu, când se duce la birou, îi se spune că Archer ai a evadat din în închisoare și că nu există niciun cadavru, iar Castor trimite Mite poliția să-l caute. Întorcându-se la Archer, acesta nuată până la mal și fură o mașină dintr-o parcare, apoi se duce la spitalul unde lucrează Eve. El o sună și încearcă să o avertizeze pe Eve în legătură cu Castor, dar cum nu-și folosește vocea reală, Eve crede că este o glumă proastă și închide telefonul. Archer sună apoi la biroul FBI, dar din păcate, operatoarea îl transferă la Castor, așa că închide și el. Apoi Archer decide să meargă să se întâlnească cu Dietrich, care îl invită imediat să iasă cu alți infractori și câteva escorte. Dietrici și pistoalele gemene ale lui Castoră. Archer bea niște apă, fără să știe că este ceva înăuntru. Corpul său începe să reacționeze rău la băutură, așa că Archer se duce la baie și îndreaptă un pistol în oglindă. Archer încearcă să se calmeze, dar este întrerupt de Sasha, care îl pleznește până la inconștiență. El o strigă din greșeală pe Eve, dar când vede că nu este vorba de soția lui, ia pistolul. Sasha încearcă cu el, iar toate acestea sunt văzute de Pollux peste drum, apoi îl sună pe Castor pentru a-i spune despre asta. Castor trimite imediat o echipă FBI la fața locului. Când Archer reușește în cele din urmă să scape de ea, aceasta din urmă dezvolă că fiul ei, Adam, este acolo și mărturisește că este al lui Castor. Archer nu se poate abține să nu-și vadă fiul în Adam și îl îmbrățișează pe băiat, numindu-l Michael făcându-l pe fiu să fugă la Sasha. În acel moment, un agent trage o grenadă fumigenă care se izbește de fereastra dormitorului. Archer îi trage rapid pe Sasha și pe Adam la pământ, în timp ce echipa Zoa deschide focul, iar Dietrich, împreună cu ceilalți criminali, își apucă armele pentru a riposta. Cu toate acestea, alți ofițeri dau buzna înăuntru, așa că Dietrich îl duce pe Adam în cameră, iar Sasha le ajută pe scorte să scape, în timp ce Archer se duce după ofițerii. Sute de gloanțe continuă să fie trase și ambele părți pierd multe vieți. În acel moment sește Castor și îndreaptă arma spre Archer, dar acesta aude un zgomot și o împușcă din greșeală pe sașa. Dietrich intervine și glonțul îl lovește în gât, apoi spune lui Sasha să fugă. Când Archer ajunge la el, Dietrich este deja mort. Archer apucă arma lui Dietrich și începe un alt schimb de focuri împotriva lui Castor. Mai multe glonțe sunt trase, înainte ca cei doi bărbați să se afle în părți opuse ale aceleași oglinzi și după câteva insulte, deschid focul simultană. Oglinda se sparge și Archer este împușcat în partea laterală a corpului, dar bărbații continuă să tragă. În acel moment sosește un ofițer și îl împușcă și el pe Archer, care fuge pe scări. Pe Archer îl găsește pe Polux și încearcă să scape prin escaladare. Deodată, Archer apucă un cablu de macara și se izbește de Polux, făcându-l să cadă prin luminatoare. Castor îl vede pe Archer și deschide focul, făcându-l pe Archer să fugă. Apoi, Castor își dă seama că Polux este mort și zbungnește în lacrimi, făcându-l pe un ofițer să se întrebe de ce plânge pentru un criminală. Furios, Castor îl împușcă pe agent în față. A doua zi dimineață, șeful biroului vine să discute cu Castor despre ceea ce s-a întâmplat noaptea trecută. Deodată, bărbatul își pune mâna pe piept, iar Castor profită de ocazie pentru a-i spune adevărata sa identitate, înainte de a-l trânti la pământ, și apoi lovește cu pumnul în inimă până când se oprește complet. Castor o cheamă apoi pe secretara sa, spunându-i că șeful lor nu se simte bine. Între timp, Archer intră în casa lui și o nebunește pe Ivy când îl vede. El face tot posibilul să o calmeze și explică schimbul de fețe, spunându-i să analizeze grupa de sânge a soțului ei pentru a confirma povestea, deoarece cea lui Castor este diferită de cea lui Archer. Mai târziu în acea noapte, în timp ce Castor doarme, Ivy ia în liniște o parte din sângele lui, apoi se furișează pentru a merge la spital, unde face analiza și descoperă în sfârșit adevărul. În acel moment, Archer sosește și cere ajutor pentru rănile pe care le-a suferit în timpul împușcăturilor, dar Eve este încă precaută și scoate o armă. Pentru a-și dovedi identitatea, Archer îi spune ceva secret, iar Eve îl crede în cele din urmă. Eve îl face bine și spune că mâine va fi în mormântare șefului său. Dimineața, Castor se trezește într-un pat gol și este imediat suspicios, așa că se duce la spital, dar când ajunge, Archer a dispărut deja. Ceva mai târziu, în mormântare are loc în mod normal. După ce toată lumea a plecat, Archer se confruntă cu Castor care îi dezvole ca ghiotantul să o luată pe iviostatică. Brusc, Sasha și un alt o să se șei cu Jamie, încurcându-i pe toți într-o confruntare mexicană. Urmează un schimb de focuri, iar Sasha primește un glonț pentru a-l salva pe Archer, înainte de a muri, iar roagă să nu lase pe Adam să devină un criminal. Castor o ia o statică pe Jamie și o linge pe față, dar el înjunghe în picior folosind trucul pe care el a învățat-o. Rănit, Castor împușcă de ofițeri înainte de a fugi și de a fura o barcă. Archer îl urmărește și fură o altă barcă, în timp ce Castor trage în magazinul de închirieri, aruncându-l în aer încep să se urmărească, în timp ce paza de coastă trage în ei, dar Castor îi împușcă pe toți și izbește barca lui arcer de-a lor. Archer sare pe barca lui Castor pentru a continua să se lupte cu el, dar după câteva mișcări ciudate și această barcă se prăbușește, iar bărbații sunt aruncați la pământ. Cei doi se angajează într-o ultimă luptă și când Castor începe să-l rănească pe Archer în față, Archer îl ucide cu o suliță. Mai târziu, Eve reușește să explice poliției întreaga situație, iar Archer este dus la spital pentru a-i se reface fața. Cu toate acestea, el cere ca cicatricea de pe piept să nu-i fie refăcută, deoarece acum Castor este mort și poate în sfârșit să meargă mai departe. După ce își recapătă fața și vocea, Archer se întoarce acasă și la familia sa. După ce își cere scuze pentru că a fost distant în ultimii ani, el promite să facă mai bine și le face cunoștință cu Adam, care va fi adoptat de ei. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!